O secundă și mi-a fost de ajuns. Am privit-o, la inimă mi-a pătruns. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Poftă bună la cafeluță să aveți. Eu mi-am terminat-o deja pregătind aici vlogul pentru voi, dar vă urez în continuare poftă bună la cafeluță și pregătiți-vă, pentru că astăzi vom discuta despre gală. Ce nu s-a văzut mai exact în gală? Comportamentul lui Robby față de Teodora. Triunghiul Bermudii, că așa îmi place să-i zic, triunghiul Bermudii, dintre Bianca, Giulia și Patrick, favorita publicului pe care o votează extraterestrii în continuare, dar și ultima carte jucată de Alexandra, ca să-l atace pe Gagea și să-l scoată cu ea din emisiune. Aceasta a venit foarte, foarte montată. Apăsăm pe butonașul de subscribe și discutăm despre gal. Da, dragilor, și trecem la subiecte exact așa de la început și vedem că gala noastră a început cu norocosul săptămânii, care a avut materiale cu două fete acolo în casă. Este vorba despre Gagea și ce să vedeți? Nici una dintre cele două fete nu a fost Alexandra. Tot ce pot să spun este că au fost foarte amuzante și savuroase materialele cu Gagea și cele două fete și mi-a făcut plăcere să le revăd, dar odată cu mine și cu voi le-a revăzut și Alexandra, care nu a fost foarte, foarte încântată. Acesteia nu cred că prea i-au convenit glumele și complimentele pe care Gagea le-a făcut celor două fete, în special Virginiei. S-a văzut că acolo era ceva mai mult decât vorbe goale. Practic, au trecut prin televizor complimentele acestuia față de ea. Alexandra noastră nu rămâne indiferentă și se pare că, după vederea acelor materiale care au fost de calitate, aceasta s-a decis să-l atace pe Gagea. Bineînțeles, prin victimizare, că cât a rănit-o el pe ea și cum s-a comportat el față de ea. Aceasta știe foarte bine că nu mai are ce să facă acolo în casă și subiectele cu el sunt practic biletul ei pentru a mai rămâne acolo. Dar atâta timp cât el a refuzat-o și i-a pus stop, spunând că nu mai vrea să discute cu ea sau nu mai vrea absolut nimic cu ea, subiectele sunt clar că nu pot să fie pozitive și mie mi-este foarte clar că aceasta este montată și îndrumată să îl atace și să îl terfelească, pentru că am văzut că acesta a crescut la public în ultima vreme foarte, foarte mult. Aceasta este deranjată de materialele pe care el le face cu Virginia sau cu fetele, dar să ne amintim ce a făcut ea. Să nu uităm că ei chiar s-au despărțit în afara emisiunii, ea confirmând lucrul acesta, și tot ea a fost cea care a intrat în casă pentru el. Adică nu i-a dat liniște și nu l-a lăsat în pace. Practic a fost și biletul ei de intrare în casă, pentru că altfel, hai să fim serioși, și că vedem cu toții din exterior, acum nu vreau să mă iau eu, Doamne, și toate astea, dar nu era Alexandra o fată de emisiune. Așa că ar trebui să-i mulțumească lui Gagea pentru lucrul acesta. Și oricum să nu uităm că la venirea ei în casă, în momentul în care aceasta a coborât pe trepți, a simțit o conexiune cu Patrick. Iar mai apoi a spus de multe ori că va face tot ce-i stă în putință pentru a-l cuceri pe Patrick. Și să nu uităm dansul pe masă, gasolina și toate lucrurile astea la care Gagea a trebuit să asiste de pe margine. Așa că e urât să arunci cu noroi în cineva când practic tu ești mânjită toată. Deci Alexandra a venit cu niște acuzații pe care Gagea practic le-a spus celor din staff în momentul în care a intrat în casă. Aceasta s-a gândit că, vai Doamne, ce bombe va aduce despre Gagea. Auzi tu, Doamne, că acesta a venit să se lanseze, că aveau planuri și toate lucrurile astea. Sincer, aceasta nu a făcut decât să-i arate cât este de frustrată și că tot ceea ce își dorește ea în momentul de față este să-i facă rău. Adică el s-a ridicat în rândul publicului și în rândul fetelor din casă și este apreciat să-l terfelească puțin și să dea cu el de pământ, că vezi, vai Doamne, el a fost un zero când a intrat în casă și aceasta este nemulțumită de evoluția lui, pentru că nu a evoluat alături de ea. Sincer, s-a văzut doar frustrarea ei, s-a văzut faptul că vrea să-i facă rău și s-a văzut că aceasta ar dori să încurce orice interacțiune pe care el ar avea-o cu o altă fată.
oricum, dragilor, tot ce pot să spun este că Alexandra a jucat-o foarte, foarte urât. După 2 ani de relație, după probabil multe momente frumoase acolo între ei, aceasta nu poate să accepte că totul s-a terminat. Se gândește că dacă ea va ieși din emisiune sau dacă va pleca, nu vrea să o facă singură. Adică să nu lase pe acesta să se ridice sau să se folosească de emisiune, după cum spune ea că sunt planurile lui, ci să-l scoată afară pur și simplu. Foarte urât ce a făcut aceasta și mi-a plăcut de Gagea și este de apreciat că acesta a fost foarte, foarte asumat, a răspuns foarte bine și nu mi s-au părut că aceste acuzații să îl fi pus la pământ cumva sau să creeze o impresie proastă despre el în rândul publicului. Ba mai mult, cred că lumea l-a apreciat pentru simplul fapt că a spus lucrurilor pe nume și adevărul. Da, dragilor, și că tot veni vorba pentru motivele pentru care a intrat Gagea în casă să se lanseze sau să se facă cunoscut sau lucruri din astea, eu nu văd absolut nimic greșit în lucrul acesta. Sunt sigur că toți care sunt acolo și care au fost și pe parcurs au mers acolo pentru experiență, în primul rând, și ca să apară la televizor. Iubirea este un bonus, dragilor, pentru că iubirea îți găsește afară la tot colțul. Și afară este greu, având toate opțiunile din lume și un număr mult mai ridicat de persoane. Acolo ai 7 fete și din 7 trebuie să-ți placă una, lucru care de multe ori este imposibil, deși numărul este mult mai mare. Însă puțin de acolo din emisiune sunt asumați încât să recunoască lucrul acesta și eu cred că aici Gagea are de câștigat în rândul publicului, pentru că publicul o să aprecieze sinceritatea. Stau și mi-amintesc, dragilor, și de convorbirea telefonică a lui Rebi atunci când a fost prins vorbind la telefon cu Habibi, filmată de Roberta, când aceasta îi spunea strigând la telefon că tu știi ce planuri am eu cu emisiunea asta și unde vreau să ajung și toate astea, și nu a judecat-o absolut nimeni, nici doamna moderatoare, nici nimeni de acolo din casă, nici cei mai vehemenți. Și nu a avut nimeni treabă pentru lucrul acesta. Pentru că toți se simt cu musca pe căciulă și toți știu că acesta este adevărul. Dar s-a trezit acum Alexandra, fiind refuzată și fiind nebăgată în seamă de Gagea, ca să îl acuze cu astfel de lucruri. Și mai aflăm de la acesta lucru necontestat de ea, că practic a încercat să se despartă de ea de foarte, foarte multe ori și a fost greu să facă pasul acesta din cauza că ea tot insista. Să sperăm că de data asta înțelege și lasă în pace. Mergem mai departe, dragilor, și ajungem și la părerea concurenților despre valoarea emisiunii despre Anthony. Sincer, mi-a plăcut foarte mult cum l-a imitat Robbie, adică l-a îngânat spunând că este vocea din vocea a doua din cameră, ecoul acela negativ pe care nu prea ai vrea să îl auzi în momentul în care vorbești. Am văzut că și mătușa Giulia, vorbind acolo la masă și discutând, a fost de aceeași părere cu Moldo, Chris, Virginia, Robbie și cine mai era acolo. Nu știu cum s-a simțit Anthony când a văzut lucrul acesta, dar ce este drept, este drept. El este valoarea emisiunii, este cel mai important om de acolo, în special pentru Patrick. Practic, ca să o formulez așa într-o propoziție bine spusă și definită, este cel mai important pion al lui Patrick din emisiune. Sincer, după toate părerile concurenților din casă, nu prea a avut Anthony ce să spună, pentru că argumentele aduse de aceștia au fost foarte, foarte corecte și foarte, foarte la subiect. Până și doamna Andreea a încercat să-i spună și să-i dea de înțeles acestuia că greșește, că se crede în vârful piramidei și nu este așa. Acesta de multe ori este un deranj prin felul în care se comportă, prin imaturitatea lui. Un deranj nu este pentru Patrick, însă care, bineînțeles că îi ține partea. Păi cum să-l deranjeze acesta pe stăpân când îl venerează și îl validează întotdeauna? Oricum, repede a trecut doamna Andreea peste subiectul acesta, pentru că se vedea clar că nu este foarte, foarte important absolut deloc. Părerile celor din casă s-au înțeles și Anthony, dacă vrea să învețe ceva din asta, să învețe, dacă nu, să rămână tot așa că o să câștige. Am
revăzut, dragilor, și intrarea lui Kyprianos acolo în casă. Fetele mi s-au părut destul de încântate, iar doamna Andreea s-a gândit să bage, să pună paie pe foc în cuplul Robi Teodora. Aceasta întrebându-o pe Teodora părerea ei despre Kyprianos. Acum, ce să spună fata dacă i-a dat și like-uri cândva și dacă, nu știu, poate l-a plăcut așa fizic dacă îl știe de pe Instagram. Să spună că e urât, să spună că e hidos, să spună că, nu știu, ce să spună despre el. Nu este normal ca dacă ești întrebat ceva, din bun simț și din respect, să vorbești frumos, indiferent că ai o relație sau dacă n-ai o relație. Păi nu poți să-l faci pe om handicapat, îl complimentezi și tu. Dar pentru Robi, parcă l-a cerut în căsătorie pe Kyprianos. Imediat s-a activat acesta. Păi bine a spus Teodora, doamna Andreea, de ce m-ați întrebat, de ce mi-ați cerut părerea? Foarte urât din partea lui Patrick să vorbească despre Teodora, că vai doamne, a avut mai multe cunoașteri și cumva dă de înțeles anumite lucruri care îl deranjează pe Robi. Păi Patrick vorbește de cunoașteri, el este ultimul de acolo din casă care ar trebui să vorbească, pentru că de 2 ani de zile și el a avut o grămadă de cunoaștere în casă și nu l-a tras nimeni la răspundere. Hai să ne gândim puțin la sezonul 2, când s-a reîntors acesta în casă. A discutat cu Larisa, a discutat cu Cristina atunci pe final, după aceea a fost la date cu Rebecca, a intrat Teodora, a discutat cu Virginia, a discutat la un moment dat cu Denisa care a intrat în casă pentru el și eu mai știu care fete au fost pe acolo prin casă. Dar bineînțeles că acesta încearcă să îl aprobe pe Robi și să-i fie aproape, susținându-l în orice fel de discuții pentru că l-a cam pierdut în ultima vreme, dar se umilește pe sine cu astfel de intervenții, zic eu. Deci nu prea vreau să mai lungesc mult acest subiect pentru că am mai discutat despre el, însă Teodora sunt sigur că va avea de suferit. Se vede că Robi o manipulează pentru că practic aceasta a prins drag de el și cred că este și îndrăgostită de el. Au spus bine părinții acesteia, oricine, dar nu Robi, pentru că știm foarte bine ce trecut are Robi cu femeile acolo. Nu contează că acesta este îndrăgostit, pentru că agresiunea asta verbală și comportamentul cu femeile, practic el le are în sânge și eu nu cred că Teodora este o excepție. Am văzut că de la orice chestie micuță, acesta își schimbă atitudinea vis-a-vis de ea și nu o menajează absolut deloc în discuții. Ba mai mult o pune în niște situații umilitoare din punctul meu de vedere și lucrul acesta se vede încă de la bun început. Păi ce o să se întâmple pe parcurs mai încolo? Și uite așa, dragilor, încet încet am ajuns să discutăm și despre trioul Bermudi. Marea ceartă dintre Bianca, Giulia și Patrick, unde s-a văzut clar că pentru Patrick Giulia este zero barat. A văzut și aceasta ce părere are prietenul Pătricuț despre ea, acesta dându-i toată dreptatea Biancăi. Este clar că Patrick a avut nevoie de Giulia doar ca să-i țină spatele în emisiune și bineînțeles pentru votul din finală și nimic mai mult. Acesta, după ce se termine emisiunea, cu siguranță că nu o să-l mai intereseze absolut deloc de Giulia. El știe foarte bine să se dea prieten cu toată lumea și cumva să mimeze o prietenie din asta doar ca să își obțină scopurile pe care le are, în special acolo în emisiune. Și lucrul acesta s-a văzut clar de când a intrat Bianca. Ce a mai scos-o Patrick al nostru pe Bianca? Au zis, vai doamne, că ea vrea să mulțumească pe toată lumea, că ea încă nu este obișnuită cu toate părerile oamenilor și așa cum este el obișnuit, că este de atâta timp în emisiune și că este călit. Păi cum Dumnezeu să nu fie obișnuită cu părerile oamenilor când aceasta a fost super, ultra, extra judecată pentru comportamentul ei depravat de la Insula Iubirii? Deci nu știu, cred că Patrick a luat din marfa lui Anthony și aberează câteodată, fură curent vorba lui Sebastian. Bineînțeles că pe Giulia, după ce a făcut-o zero barat, aceasta stă pe un praf de pulbere și ar vorbi foarte multe și nu poate din frustrare și lucrul acesta s-a văzut în gală când tot atrăgea atenția moderatoarei, tot doamna Andreea e penibil, însă moderatoarea tot încerca să o calmeze și să schimbe subiectul imediat.
Deci tot ce pot să spun, dragilor, este că Patrick are mare noroc că Giulia respectă prietenia dintre ei, pentru că, bineînțeles, de-a lungul timpului în casă, acesta i-a fost aproape când aceasta a avut nevoie și să facă materiale sau și când a fost tristă. Bineînțeles, el a făcut-o cu un scop, nu cred că a fost sincer de fiecare dată, pentru că Patrick este un fel de vrăjitor așa și își urmărește scopul lui. Dacă era după Giulia să fie doar Bianca, aceasta ar fi terfelit-o și ar fi atacat-o de numai numai. Și sunt 100% sigur că Giulia știe tot adevărul și de aceea a încercat doamna Andreea să o calmeze când aceasta avea nervi. Pentru că nu vrea să dezvăluie adevărul despre cuplul emisiunii, cuplul iubirii, despre care nu se discută absolut nimic, nici faza cu genunchiul, nici nimic, nimic negativ despre ei. S-a văzut clar deranjul Giuliei și în momentul în care Bianca Giurca a câștigat cecul de favorit a publicului, aceasta fiind, bineînțeles, foarte votată de către Alin, ispita de la Insula Iubirii și, bineînțeles, fostul iubit Marius Moise. S-a văzut pe fața Giuliei că era practic deranjată și siderată de faptul că Bianca a câștigat cecul. Știa și ea foarte bine, probabil, că acel cec nu este nici de cum onoarea publicului, ci sunt voturi primite așa, clandestine să zic eu, venite de pe Marte. S-a văzut și pe Bianca, oricum, este un lucru pe care nu pot să nu-l scot în evidență, cu câtă lejeritate a câștigat cecul acesta. Parcă știa 100% că ea va fi câștigătoare de cec. L-am văzut și pe Patrick zâmbind așa viclean, cum că, băi, ne iese și toate astea. Eu vreau să vă spun din experiență că am câștigat 15 cecuri și fiecare cec m-a emoționat foarte mult de fiecare dată când am mers acolo în față, pentru că știam că oamenii de acasă, din pensia lor, din puținul lor sau din bănuții lor mă votau și mă aduceau acolo. Simțeam o onoare, eram copleșit, aveam emoții și sunt bărbat și sunt mai greu de mișcat așa ca persoană. Însă, fiind acolo, mă simțeam pur și simplu onorat și practic aveam niște sentimente de nedescris. Lucru pe care nu l-am văzut absolut de la Bianca Giurca. Aceasta parcă știa că lua cecul și cred că n-are cum să simtă căldura oamenilor că nu e de la ei. Am ajuns și la marea pedeapsă pe care cei din staff i-au pregătit-o lui Robi. Fai de capul meu, cât de jenant și cât de penibil. Au zis că Robi încalcă regulamentul ca un copil și i-au dat o pedeapsă de un copil. Să transcrie acel regulament în camera roșie. Vă dați seama că acesta este doar material pentru Robi, pentru că acesta va vorbi de unul singur, va scoate tot felul de perle pe gură pe acolo, după cum am văzut și în promo, și, bineînțeles, lucrul acesta îi dă oportunitatea să facă materiale. Eu cred că dacă chiar ar fi fost reală toată pedeapsa asta, ar fi trebuit să se ducă și producția acolo cu ei, cu el în camera roșie, și doamna Andreea, și împreună toți să recitească regulamentul și să îl transcrie pe foi, dar de mai multe ori, pentru că nu se respectă absolut deloc și regulamentul emisiunii a ajuns hârtie igienică de multă vreme. Da, dragilor, și uite așa am ajuns și la promo-ul de astăzi, exact așa după cum am spus despre Robi, acesta în camera roșie, i-au dat șansa de a face o grămadă de materiale, de a vorbi singur. Robi este capabil să spună foarte multe prostii și foarte multe lucruri care să fie așa picante și, bineînțeles, să fie materiale bune de dat pe TV, ne putem aștepta de la lucrul acesta. Practic, stafful aici nu îl coboară, ci îl ridică pur și simplu. Mai făceau lucruri din astea în sezonul 1 și cu Ionuț și cu Radu de o grămadă de ori și în sezonul 2, când tot îi dădeau acestuia tot felul de pedepse doar ca să aibă materiale. Practic, o pedeapsă din asta înseamnă material garantat. Oricum, o să-l vedem și pe Kiprianos că își începe treaba acesta, să fi venit doar el pentru Teodora și nu pentru Virginia? E un mister. Sau poate, dragilor, baia pe care acesta a făcut-o în piscină, că după cum am văzut în promo, acesta după terminarea galei de ieri a căzut în piscină, sau așa arată practic, pentru că o vedem pe doamna Andreea mirată și pe toată lumea,
A căzut în apă, nu a murit, dragilor, a făcut și el o baie, probabil nu s-a întâmplat absolut nimic grav, dar poate baia asta să-l fi trezit mai exact și să-i fi schimbat macazul de la Virginia la Teodora. Nu știm însă ce este acolo, însă îmi place unde o pune pe Teodora, pentru că sinceritatea ei, dacă chiar are atracție fizică față de el, va scoate caracterul lui Robi la iveală și mai mult și mai mult, și poate fata asta se va lecui că locul în care stă în momentul de față nu este bine și nu este bun absolut deloc. Mi-am dat de-o seama de o vorbă de-a lungul vieții. Ascultă de părinți că, sincer, ei sunt singurii care nu îți vor răul. Și uite așa, dragilor, am ajuns la sfârșitul vlogului. Ce nu s-a spus în gală? Acestea au fost părerile mele despre ceea ce am văzut eu. O să vă rog și pe voi să-mi lăsați părerea voastră în comentarii dacă ați văzut altceva și să-mi spuneți părerea voastră despre Julia și dacă aceasta și-ar mai spăla din imagine, dacă cumva ar spune adevărul despre cei doi. Că sunt 100% sigur că știe. Am văzut deranjul acesteia și față de felul în care emisiunea îi ridică, punându-i doar în ipostaze bune și premiindu-i pe aceștia pentru iubirea pe care ne-o arată ei. Să-mi spuneți, vă rog, și dacă credeți că Alexandra este îndrumată de cineva ca să-i facă rău lui Gagea și dacă Gagea are vreo vină în toată situația asta. Cam asta, dragilor, și bineînțeles, mai departe, vă rog din suflet să mă ajutați cu distribuirea vlogului, pentru că este foarte important pentru mine, mulțumesc și pentru celelalte distribuiri, și dacă mă apreciați și știu eu că o faceți, să apăsați pe butonul de like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult, iar cei care nu v-ați abonat la canal, pentru că sunteți peste 50% cei care priviți vlogurile și nu v-ați abonat, să vă abonați, pentru că împreună, crescând numărul aici, vom face lucruri bune și fapte bune, vă promit eu lucrul acesta. Așa, dragilor, că mai departe, încă un anunț pentru cei care îmi fură munca de aici și toate cele, să știți că sunt cu ochii pe voi și dacă nu vă potoliți, o să vă cam pierdeți canalele, pentru că plagiatul se pedepsește. Vă pup din suflet, dragilor, vă doresc o zi minunată, toate cele bune, vă îmbrățișez și noi ne vedem data viitoare la un nou subiect, la un nou vlog, tot aici împreună să discutăm. O zi frumoasă în continuare. Pa!